Cumpără jocuri cu promocodul nociv pe neba.com la prețuri beton. Primul link din descriere. Salutare barbasanilor și bine v-am găsit la un nou episod mirobolant de Bunicul Măcelar. Ei bine, astăzi avem destul de multe chestii de făcut pentru că trebuie să o scăpăm pe purcică, să o vindecăm și să vedem dacă totul decurge cum trebuie. Nu uitați să veniți și pe live-uri de luni până vineri de la 14 la 16 și de la 20 la 23, două live-uri în fiecare zi. Pe Trovo, al doilea link din descriere. Acum dați-mi doar 2 secunde, pentru că n-am făcut eu ceva aici și adică eu, de exemplu, nu văd absolut nimic. Trebuie să îmi pun astea așa. Este o luminozitate din aia zero, aș putea spune. Let's go! Gata, acum vedeți și voi, văd și eu mai bine. Haideți să vedem! Știm deja cam ce trebuie să facem. În episodul trecut ne-am luat un mare, mare troll. Așa că de data aceasta nu mai stăm la discuții. Mergem direct, verificăm dacă este cumva cheia verde pe aici. Bineînțeles că este. Nu, uite-mă că nu mai... Ha, n-am mai jucat de câteva zile. Și mi-am cam pierdut îndemânarea. Nu știu ce face bunicul. Bunicul? Mă, sper să nu mă prind atât de repede. Băi, bunicul pleca de acasă, mă. L-am prins când a mers în piață. Ce-ai făcut, bunicule? Unde ești? Ăsta e în piață, mă, să cumpere merinde. Opa. M-o cam văzut, dar nu știu pe unde. Am o problemă cu el dacă m-o cam văzut. Nimic aici. Nimic aici. L-am auzit, dar încă nu l-am văzut. Să-mi spuneți dacă mai vreți episoade cu bunicul măcelar și vom mai face... Dar asta în funcție de susținerea voastră. Scrieți acolo în comentarii, un comentariu cu ce să mai facem, ce vreți să mai vedeți. Și dacă vă place, apăsați butonașul acela blăniță de like. Hopa, hopa. Șpoca, poca. Ok, aia nu-mi trebuie. Nu, bunicule, stai mă un pic, mă, stai un pic să discutăm. Ok. Vii puțin aici. Hai un pic că... Trebuie să discutăm ceva. Ne uităm să vedem dacă cumva e aici. Nu este. Mai trebuie încă o piesă. Punem asta repede sus. Păi stai mă bunicule și tu un pic. De ce te grăbești așa? Ok, mă duc direct. Și ar putea fi aici jos. Chiar este. A, păi sunt un adevărat profesionist bunicule. Nu mai ai șanse cu mine. Ți s-au cam dus șansele, bunicule. Ești cam încet tu așa. Ai de capul tău. Aolo. Îl prostesc de le nebunesc, mă. N-are nicio șansă. Ok, eu mai bine plec. 3, 2, 1. Bun. A, salut, frate. Am zis și eu că mă lași în pace să caut pe aici chestii. Tu te mă și aia, nu vezi că îți cântă? Îmi trebuie și mie pliers-ul. Ok. Bunicule, ce vrei de la mine? Pe unde vii? Ah, hoțomanule, ai crezut că m-a prins repede, nu? Stai mă chill, că nu-i chiar atât de ușor pe cât crezi tu. Ce skill are barbasanul. Stai mă chill, că nu mă prinzi. Nu te mai crede atât de bun. Stai că momentan mai bine nu aș folosi shotgun-ul deloc. Aș căuta totuși toporul. Au și eu toporul, ciocanul. Ok, am ăla acolo. Bun, am deschis și pe aici. M-aș duce să deschid și dincolo dacă tot am ăsta în mână. Dar mi-ar cam trebui ciocanul, frate. O fi luat aia, s-o fi dus cu ea? Hmm? What was that? M-a văzut, mă? Bă, m-a văzut repede el. Hai, mă, repede după mine. Te dau o tură, bunicule. Stai un pic, că nu știu dacă îmi stă bine microfonul, bunicule. Nu mă prinde, da? Așa, acum, gata. Putem continua aventura, bunicule. Nu știu pe unde ești. Dar stai un pic să-ți distrug camera asta. Îți dau cu ciocanul în cap dacă vin după mine, bă. Bă, îți dau cu ciocanul în cap, n-auzi? Ți-am dat mare țeacă. Aveam și
Ok. Stai puțin, că aici am ăsta, cu ajutorul căruia pot să mai tai și eu chestii pe aici. Bun. Ăla trebuie să-l luăm de acolo, să nu uităm că e acolo. Și... Oh, salut bunicule! N-are mă nicio treabă. Ok, îmi trebuie ăsta. Bunicul meu drag. Vedeți cât de repede mă mișc? În 5 minute deja am făcut cam tot ce trebuie. Sper să nu vină porcul pe mine. Bun. Salut, bunicule. Ce faci, mă, bunicuțul meu? Stai chill puțin, că am niște treabă. Uite, iau ăsta, da, și mă duc chiar acolo. Tu să nu vii după mine, da? Olo. Nu mai înțelege nimic. Cred că îi amețit săracul de vai de capul lui. Acum, no, porcul. A, pe porcul sigur vine acum. Trebuie să aștept, n-am de ales. Totuși sper că nu mă vede aici după mașină. Să fie cinstit jocul. Bă, jocule, fii cinstit, că mă enervez. Dar durează până pleacă porcul. Nu știu exact unde s-o dus. O risc? Da. Am cam riscat-o. No, bine, mă, v-a spus voi amândoi pe mine, mă. Paul. Aolea, cum a fost asta? M-am băgat porcul în casă, mă? Băi, măcar cumva cred că am scăpat de porc. Cred, nu sunt sigur. Porcul văd că e buguit. Mă, mie îmi convine ce s-a întâmplat. Pentru puțin timp, așa. Cred că i-aș da o bucată porcului. Bă, dau originală din aia, așa. De aia s-o simtă. Îmi trebuie repede repejorul ăsta. Bum, bum. Și mergem să luăm... Știți că avem nevoie de... Aruncătorul de flăcări. Neapărat avem nevoie de el. Porcul ce face? Cu minte, porcușorul. Fugi! Aolo! Mă, ce se întâmplă? Am băgat porcul în casă, frate. Nu, trebuie să mă ascund. Măcar știu metoda perfectă să scap de porc. Trebuie să te pui jos. Să te pui să te ridici. Să te pui să te ridici. Și atunci el nu mai prea poate să-ți facă mare lucru. Bă, cât e de tare. Let's go. Așteptăm puțin. Trebuie să plece, nu? Sper să nu vină aici numai. Hai. Te rog eu. Bun, acum dacă vine bunicul, pot adormi. Bă, unde-i porcul? L-aș adormi puțin pe bunicul, sincer. Sau știi ce? Mai bine nici n-are sens. De ce să consum inutil? A, uite porcul în casă. Bă, vine porcul după mine! Eu cum mai scap de asta, frate? Mă, n-o deschis încă, mă. Trebuie să mă duc chiar sus. Ok, o să facem o chestie. Care eu zic că mă va ajuta destul de mult. Stai un pic să plece bunicul. Cel mai ciudat episod, jur.
Ia uite-l pe bunicu. Hai mă, pleci. Cam și eu treaba mea. Hop. Hop. Dar acum hai să căutăm porcul. Ok, și pește să fie și ăla. În fine. Bun. Acum că am pus porcul la culcare. Dăm drumul la asta, ne ascundem un pic și stăm chill. Tu-tu-tum, tu-tu-tum, tu-tu-tu-tu-tu-tum, tu-tu-tum, 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 tu-tu-tum. Hai mă, du-te odată acolo și nu mai comenta atât. Tot numai de comentarii ești bun. Perfect. Dacă porcul este la culcare, deja ne putem mișca, zic eu, suficient de bine. Găliata poate să fie peste tot, nu? Dar mai degrabă cred că e jos. Șalu, porcu. Bă, o să-mi iau cu mine ăsta, tranquilizantul. Perfect. Să-l folosim, că de ce nu? Bun. Salut, porcu. Uite la el, bă. Jniții. O veni Crăciunul. Da, bun. Acum avem arma în mână. Salut, bunicule. Hai să dăm o tură de casă cu el. Ba, 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 ba. Bun, deschidem asta momentan. N-aș prea vrea să-mi folosesc armele. Dar cred că cam trebuie. Oare unde o fi găliat? Aolo, dar nu mai am... A, bine, trebuie să mor odată ca să revină câine, să revină porcul. Că îmi trebuie rahatul lui. Găliata e acolo. Ok, hai să-l chemăm pe bunicul jos. Reparăm găliata și pregătim toate chestiile prima dată. Alo? Așa, bun. Preparăm asta. Și-a întulit-o, bă. Acum cât toată lumea ne lasă în pace, știi? Porcul doarme și visează. Punem aia acolo și hai să vedem. Pam, 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 pam. E destul de greu să vindeci purcica. N-am să vă mint. E destul de greu. A, bunicule, stai un pic, am niște treabă, frate. Nu mai puteam să merg. Bun, 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 bun. No, acum hai să luăm toate chestiile de care avem nevoie. Luăm lemnul. Îl facem acolo. Luăm cheia. Nu știu pe unde vine el. Hai, mă! În fine, oricum e ok, că trebuia să revină purcelul. Ok. Dar era bine dacă apucam și eu. Aulu, ce se aude, mă? Se aude de pe Steam, de peste. Era bine dacă apucam și eu, bă, să... Să aduc laxativ aici. Dar nu-i problemă. Porcușorul a revenit. All is good in the hood. Acum cheia repede trebuie să o ducem. Unde m-o prins? Chiar acolo pe scări. Bă, știi ce o să fac? O să-l pun un pic la culcare pe bunicu.
Asta nu ne mai încurce. Oh, miciu, da bă că m-au prins. Oricum trebuia să mă las prins odată ca să revină porcul, dar nu era momentul. Nu-i momentul acum. Trebuie să-l pun la somn undeva. Hai să nu mai pierd timpul după. Închidem porțile aici și îl chemăm undeva pe aici. Ok, gat. Hai, bunicule! Ok, 60 de secunde. Eu zic că este timp suficient pentru Barbasan să facă treabă. Hop! Mă duc repede, repede, jos, sus. Iau aia, după aia, gata. Easy peasy. Easy peasy, floare la ureche. Bam, bam, bam. Ăla-i, ne aruncăm pe aici direct. Nu mai pierdem timp. Închidem și ușița. Ducem asta. Bam, bam, bam. O legăm repede acolo. Ăla-i. Iar după, mai aducem și piesa de rezistență. Adică asta. O ducem frumos jos. Repede, repede, jăr, bap, 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 hop. O eliberăm pe purcică. Și mai trebuie să facem faza cu laxativul. Da, acum ține foarte mult. Hai să o ducem undeva și pe purcică. Deși las-o să fugă. E ok unde a fugit. Să stea cât mai departe momentan. Îmi trebuie laxativul. Bun. O prins-o bunicu. No, hai bunicule, să te pun la culcare 2 minute până fac și eu treaba. Bun. Acum 2 minute ar trebui să fie suficiente ca să facem noi treaba aici. Șoru, șoru, porcu, șoru. Stai mă liniști, mă. Treci la masă, frate. Frate șniții. Papa, bun. Haide, mă, mănâncă. Vreau să-l văd cum face căcuța. Haide. Haide, șniții. Nu! Șniții, fă căcuța. Șniții, cu minte, șniții. Bă, ce porc rău. Sper că ai făcut căcuța, șniții. O făcut, bă, da. Stai să o colesc un pic. Că asta este repede. Bun. No, acum trebuie să avem doar mare grijă. Atât, nimic mai mult. Trebuie să-l păcălesc puțin pe bunicu până rezolv ceva probleme. A, bunicu e pe sus, n-are treabă. Hai să-i dăm cu ultimul glonț. Culcat, bunicule! No, acum trebuie să chemăm repede. Și să o ducem pasta repede. Haide tu! Mișcă-te! Hai! Încet! Încet, hai, hai, hai! Hai cu nocivanul! Știu că vrei, dar hai, hai, mișcă-te. Băi, eu cred că stăteam tot timpul cu degetul pe sonor. Hai, mișcă-te și nu mai comenta, așa trebuie să mă mișc, ca să meargă treaba. Sper că ești în spatele meu, așa.
Păi se închid ușa lui ăsta. Stai că sigur cercetătorul se va plictisi și va pleca. Hai odată, hai. Haide, haide. Da, eram sigur. Stai și mănâncă. Ok, ok, mai era bun un glonț acum, era perfect. Haide. Numai acum porcul ar putea să fie o problemă. Haide. Repede. Ce emoții am. Hai după mine, frate. Haide. De fapt, stai că pot să stau așa. Am uitat, am uitat. Ok. Da, acum e momentul adevărului. Trebuie să fug și eu un pic. Bunicule. Te rog eu frumos, lasă-ne în pace. Unde a fugit bă ăsta? Bă, unde a fugit cercetătorul? Aoleo. Nu știu unde a fugit Piggy. E gata, s-a terminat cu șmecheria. Unde ar fugi bă ăștia doi? Aoleo. Ăla rămăsese blocat în ușa, mă. Unde sunt ăștia doi, frate? What? Îs prin casă, pe unde-s? S-au fugit. Păi și cercetătorul unde-i, frate? Aoleo. No, bine. Am înțeles. Totuși, unde-i cercetătorul vieții? Incredibil, bă. No, bine. Aoleo. Da, totuși cercetătorul trebuie să-l mai chem încă o dată sau care-i treaba cu el? N-am idee, m-am pierdut gata. Bă, recunosc, mă. Nu mai știu nici unde am lăsat ăla, tranquilizantul. Aveți idee unde l-am lăsat? Mi-a zis cineva că spaletă rău, nu auzi, mă? Bă, frate, fă tu dacă ești mai tare. Sunt live pe Trovo, m-a enervat când am văzut comentariul ăla. Tu știi cât mă chinui aici? Nu știu ce s-a întâmplat cu cercetătorul, l-a prins. Mă, da greu-i, mă. Cred că l-o prinște să-l chem iar. Dar nu știu unde-i tranquilizantul vieții. Poți să-i dai bani, da, Elis Alb? Unde-i, mă, tranquilizantul vieții, mă? Bă, și atât de simplu era, mă, dar nu mai am gloanțe la shotgun.
Aveți idee? Salut, bunicule! Bă, unde l-a lăsat, bă? Bine! Ce-mi a, uite-l. Dacă nu l-am luat. E, bine, bine, foarte bine. Ma, trebuie să-l duc undeva departe, bă. Să-l tranquilizez. Dar 60 de secunde nu vor fi de ajuns niciodată. Mai vine și porcul pe mine. Asta mai îmi trebuia. Era tot ce îmi lipsea. Hai să ne folosim de tranquilizant. Hai să ne gândim puțin. Deci trebuie să-l ducem pe bunicul într-o parte, unde să nu aibă ce să ne facă. Bun. Așa, acum să o ducem pe purcică cât mai departe, dacă o și găsi. A, salut. Dar n-am merele. Merele. Haide. Purțica mea. Unde fugim asta? Iar. Haide, mișcă-te, te rog eu. Trebuie să o ascund undeva. Se mai dau iar o tură cu bunicul. Uite, pe aici o duc. Acum unde am lăsat tranquilizantul? Am uitat deja. La câte emoții am. Să vedeți cât de greu e să jucați și de pe telefon. Unde am lăsat, mă, tranquilizantul? Aici. Ok, gata, știu unde e la intrare acum. Perfect. Hai să vedem dacă putem face ceva. Hai să vedem. Hare. Bun, hai să luăm pe cercetător odată, pe doctor. Haide, domnul doctor. Poftiți, poftiți. Bă, stai un pic. Așteaptă, domnule doctor, că trebuie să-l anesteziez pe ăsta. Hai, mă, după mine, o. Bun, acum trebuie să iau ăsta și să îl anesteziem. Undeva în bucătărie, pe aici, așa. Undeva cât mai departe, uite aici. Bun, închidem ușile astea. Perfect. Și hai să-i ducem pe ăștia odată. Hai tu după mine. Bun. Dacă nici acum nu reușesc, am înnebunit. Hai, doctore. Lălălălălălălă, doctorașu. Bă, mă, dorm mâinile cât am ținut mâinile pe telefonul ăsta.
Ok. Dute. Bun. Ăla. Și găliata, bă. În sfârșit. Și acum? Hai, nu zic că trebuie să mai fac ceva. Gata, mă. Doamne. Bă, cât asta a fost cea mai grea chestie pe care am jucat-o până acum în bunicul măcelar. Jur, de departe, cea mai grea. Ia. Dă-o pe toată, purcico. Și se transformă în fetiță. Bine, mă. Let's go. Let's go. Ok, ăsta e un fel de end. Adică am terminat jocul. E o metodă de a termina jocul. Ia uite-l pe bunicul. I-a supărat pe noi, bă. Bun. Vă mulțumesc super mult pentru atenția acordată. Nu uitați de susținere din aia blană de tot. Like, share, subscribe și foarte important, de luni până vineri, de la 14 la 16, vedeți primul live pe Trovo acolo și de la 20 la 23 al doilea live. Al doilea link din descriere, tutorial pas cu pas, cum să veniți și voi pe live pe Trovo. Toate cele bune, vă salut cu respect, pa, pa!